din promouri, din, mă rog, head-uri, din ce v-am pregătit pe scurt, povestea destul de trist și foarte credibil. De altfel, mai de ună zi la Mihai Gâdea în emisiune, Nadine, despre anii pe care i-a petrecut la orfelinat. O poveste înduioșătoare, dacă ar fi adevărată. Se pare însă că nu există numai pantofi și contrafăcuți și telefoane false, tricouri, tricouri de contrabandă, ci și povești de viață contrafăcute și una dintre acestea ar putea fi povestea Nadinei. O surpriză de proporții veți vedea în cele ce urmează în emisiunea de astăzi, cum se vor demonta argumentele lui Nadine punct cu punct. Se pare că ea, așa cum v-am spus, nu a stat la orfelinat sau dacă a stat, în niciun caz nu a stat cei 6 ani despre care a vorbit la Mihai Gâdea, ci e posibil să fi stat doar câteva zile. De ce și-ar falsifica cineva până la urmă viața, trecutul, asta rămâne să aflăm poate chiar de la ea. Vedeți câteva imagini și revenim. Povestea mulatrei Nadine pare desprinsă dintr-un film de groază. Artista a povestit nu de mult că a stat o vreme îndelungată într-o casă de copii. Câți ani de zile ai stat? Am reprimat atât de mult încât nu știu exact nici anul. Eu credeam că era 1986 când am intrat, dar mi-amintesc că era 1983. Am reprimat atât de mult încât n-am habar. Pentru noi timpul nu trece. Este static. Nu ai aniversări, nu se schimbă vremea, nu se schimbă nimic. Ești într-o bulă de supraviețuire continuă. Totul a început, spune ea, în momentul în care mama sa a murit. Tatăl meu era african, da? Și mama româncă. Pe vremea lui Ceaușescu nu se puteau căsători și atunci era un fel de concubinaj al comunismului. Știu, am aflat târziu că el a plecat. Întâmplarea a făcut ca 4 ani după ce el a plecat, a mea mamă să moară, tot datorită sistemului cu acea perioadă cu chiuretajele. Bunica a luat decizia de a ne duce în casa de copii, cel mai dificil lucru fiind că pe fiecare ne-a dus într-o altă casă de copii. Cel mai traumatizant a fost prima zi când mi-au luat hainele de pe mine și mi-au dat haine de ale căminului. Am simțit o cumplită umilință, furie, nesiguranță vis-a-vis de puținul care îl mai aveam hainele de pe mine. La început am fost bătută foarte mulți ani. Mulți copii făceau pipi în pat noaptea. Dacă erau prinși cu paturile ude, erau bătuți de îngrijitoare și atunci furau așternuturile. Bătăile erau între noi, cei mari băteau pe cei mici. Era un hol foarte mare și ieșeam din dormitoare și ne așezam fiecare pe stânga-dreapta holului. Și izbitura de zidul rece, pleznitura aia, în mod paradoxal, era foarte confortantă. Era și întuneric pe hol și crea în jurul tău o bulă de aparentă siguranță. Și îmi amintesc că mult mai târziu, ani mai târziu, căutând un loc pe hol printre toți copiii care se izbeau, am spus, de azi înainte n-am să mai fac și nu vreau să fiu unul din oamenii care face lucrul ăsta. De fiecare dată când vedeam că vine cineva și mi-o mânează, începea calvarul. Pentru că eu să pot păstra acea ciocolată, trebuia să mă uitam pe treptele de pe hol unde mă așteptau fetele și îmi făceau semn cumva nici măcar să nu mușc din ea. Tentația fiind foarte mare și mai bine mă bătea ei de la început decât să-mi dau eu ciocolată, pentru că și mulți ani a trebuit să dau ciocolata până într-o zi când cu ea în mână am spus că n-am să mai dau și o să mi-asum tot ce se va întâmpla după ce voi decide să păstrez ciocolata. Și m-a transformat într-un om cu foarte multe vânătăi și foarte multe răni. Era o frică permanentă și continuă. În orice moment erai pleznit, erai tăiat, erai pocnit. Da, extrem de credibilă povestea. Foarte, da. Cine s-ar gândi că poți minți cu asemenea amănunte?